Accident tragic în această dimineață. Două persoane, o femeie și un bărbat, au decedat, iar alte 15 au fost rănite, după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat din cauza nisorii pe DN15 între Borsec și Tulgheș. În microbuz se aflau 20 de persoane. Vehiculul a derapat, iar șoferul a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a lovit de un stâlp, iar apoi s-a răsturnat. La fața locului a fost activat planul roșu de intervenție. S-a intervenit cu 8 echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță, 5 ambulanțe SMURD și 2 auto speciale de descarcerare de la Gheorghen și Toplița. În sprijin de la Isuneamț au venit și 2 ambulanțe SMURD și o auto specială de transport personal și victime multiple. 7 dintre persoanele rănite au ajuns la spital, iar 8 au primit îngrijiri la fața locului. Din primele informații, accidentul s-ar fi produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo și de drum. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.